Bună ziua! Ziua. Aș vrea cu domnul primar de Nicoriești, vă rog, de la Curaj TV vă sun. De la Curaj TV. Curaj TV. Nu, a să văd dacă e în primărie, nu știu. Vă rog. Gata, nu-l mai găsești dacă e de la Curaj TV. Mi-a închis. Mai sună o dată. Aveți mai multe numere de telefon, le sunăm pe toate, până la urmă tot îl găsim noi. Dacă primarul din Nicoriești își bate joc de oameni cu nevoi speciale, ce să mai zici de ceilalți? Bună ziua! Aș vrea, vă rog, cu domnul primar. Domn primar, bună ziua! Brega de la Curaj TV. Ne s-au plâns niște persoane cu dizabilități că le-ați pus prundiș pe drumul pe care și așa se deplasau cu greu. Păi și dumneavoastră ați dat o explicație la prefectură că era iarnă și n-ați putut să reparați drumul, dar deja e sfârșitul verii. Nu vreți să turnați asfalt, să faceți ceva pe Dar drumul nu acela? putem să turnăm asfalt acolo, că pentru lucrul ăsta trebuie un proiect de vreau ceva. O să punem o parte deasupra pe drumul respectiv. Păi când? Că pentru ei e chestiune de viață și de moarte. Nu Ei nu se pentru pot... ei, e un singur el acolo. E un singur, o singură persoană și are să circule. Deci are pentru... Eu am fost pe drumul ăla. Dar el nu merge pe mijlocul drumului. Merge pe ambele părți, are cum să circule cu căruciorul care l-are. Are și o bucățică de asfalt cu zburicioara lui. Nu e nicio problemă din punct de vedere. Sau o să-i pun o parte fină deasupra. O să-i pun niște mărgăritari din astea deasupra ca să-i întregleze cu balastul ăla care l-are. Da, mama... Mama lui spune că a auzit cum vorbeați urât și despre alte persoane cu dizabilități, două fete, gemene, chiar așa atitudine aveți față de... Nu vă cred, dar dumneavoastră infirmați că nu vorbiți urât despre persoanele cu nevoi speciale. Le-ați fi zis uscături sau ceva de felul ăsta? Credeți că e o răfuială a concurenților dumneavoastră? E o răfuială, individul candidează la funcția de primar, a băgat-o și pe cucoana asta ca să se băia tot cu handicap, ca să așa. Dar e mult de discutat aici, îmi pare rău că n-am, chiar n-am timp să vă povestesc, acum mă așteaptă cineva. Dar tu... notați numărul meu de mobil și mă sunați pe mobil, dar e, păi, e foarte mult de discutat. La primăria Nicoleșe, un an, în 2 ani de zile, sunt peste 200 de agresii, de tot felul de Totuși, totuși, drumul acela arată într-un hal fără de hal. Cred că și oamenii cu bicicleta se deplasează greu pe acolo și mașina nu cred că merge ușor. Eu am fost el că a fost acolo un incendiu, o problemă și nu e așa. Nu-i. Se exagerează. O firma câteva petroare mai mari unde n-are parte fină și gata, vai de mine s-a întâmplat. Dar pot să pun o mașină de parte fină, nu contează de mărgăritar din ăsta. Eu am 90 km drumuri în toată comuna. Ce pot să fac? Eu le-aș asfalta pe toate dacă nu fac. În fiecare an pun asfalt. Asfalt. Am mai
Bine, domn primar, mulțumim pentru intervenție, sperăm să rezolvați și acolo. Da, cu respect, sănătate. La revedere. Hai, până la urmă am comunicat și promite că o să intervină. Dar din video de la băiat vedem că nu arată foarte bine drumul acela cu prundiș. E impracticabil un scaun rulant.